vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea. Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Celebra interpretă de muzică populară se bucură de mare succes în plan profesional și a devenit o artistă foarte iubită. Ajunsă la 76 de ani, problemele nu au ocolit-o, mai ales cele financiare. Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia. Saveta Bogdan are probleme cu banii. Saveta Bogdan este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din țara noastră. Se numără printre cele mai vechi cântărețe, care are un succes formidabil chiar și acum, la 76 de ani. Este foarte activ. După o viață întreagă de muncă, cântăreața încasează o sumă extrem de mică de la stat, care abia îi ajunge să-și plătească facturile. Interpreta mărturisește că cei 1200 de lei pe care îi primește lunar nu ajută prea mult, ci trebuie să muncească, să meargă la evenimente și să facă sacrificii ca să poată acoperi toate cheltuielile. De asemenea, mai primește de la UCIMR, Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, NR, suma de 600 de lei, dar banii nu sunt suficienți pentru un trai decent. Pandemia a afectat-o mult, având în vedere că nu a mai avut. Celebra interpretă de muzică populară va avea o stea pe Aleea Celebrităților din America, după ce mai mulți fani ai artistei au decis să-i facă acest cadou. După un concert la care străinii s-au distrat foarte mult, aceștia au decis să se ocupe de tot și curând îi vor pregăti o stea. În martie va fi gata steaua de pe Aleea Personalităților. Le-am dat numele exact și imediat cum e gata, cei care se ocupă o fotografiază și îmi vor trimite. Steaua asta pentru mine este ceva extraordinar. Eu sunt respectată și iubită, nu doar în țară, a mai precizat Saveta Bogdan. Veste cumplită în lumea medicală. A murit un reputat medic neurochirurg, cu puțin timp înainte de ziua sa de naștere, doliu în lumea medicală din română. A murit medicul Alexandru Ioan Constantinescu, cel care a înființat clinica de neurochirurgie de la Spitalul Universitar de Urgență București, SUB. Prof. Dr. Alexandru Ioan Constantinescu s-a născut pe 9 august 1933 și a murit pe 4 iulie 2022, la vârsta de 88 de ani. Din nefericire, s-a stins din viață cu doar o lună înainte de a împlini 89 de ani. Domnul profesor dr. Alexandru Ioan Constantinescu, cel care a înființat clinica de neurochirurgie din SUB, un profesionist desăvârșit și formator a numeroase generații de neurochirurgi, a decedat astăzi, 4 iulie 2022. Corpul neînsăflețit va fi depus la capela Bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Spitalul Universitar de Urgență București, mâine, 5 iulie, de la ora 09:00. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Belu, miercuri, 6 iulie, la ora 11:00. Drumul către ceruri, domnule profesor, este mesajul transmis de reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București SUB. În urmă cu câteva zile, un alt medic și-a pierdut viața. Este vorba despre doctorița Cheti Marin, medic primar cardiolog. A încetat din viață săptămâna trecută, pe patul unui spital din București, la vârsta de 72 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de către Colegiul Medicilor Giurgiu. Pe rețelele de socializare a curs cu mesaje de condoleanțe. O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la cer lăsând în urmă amintirea unui om minunat, a unui medic desăvârșit, care va rămâne mereu în gândurile noastre. Ne va lipsi mult Cheti, omul cald și echilibrat, colega adevărată, mereu un sprijin pentru noi toți, prietena cu zâmbet blând și vorbe bune. Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să o odihnească în pace, a precizat medicul Ladislau Pic. Simona Gherghe, infectată a doua oară cu COVID-19. Simona Gherghe este fericită, totuși, că a avut inspirația de a se testa înainte de a merge la bunici pentru a-i lua pe cei mici acasă, acela fiind și momentul în care a aflat că a contactat din nou virusul.
Până joi va sta în izolare, atunci când va putea ieși din casă pentru a-i lua pe cei doi copii acasă de la bunici. Simona Gherghe simte din plin lipsa celor mici, mărturisindu-le fanilor că îi este foarte dor de ei. Pentru siguranța lor, însă, se vor vedea abia peste câteva zile, când prezentatoarea TV va ieși din izolare. Am COVID. După 4 luni, m-am îmbolnăvit din nou. Habar n-am de unde, cum, cert e că sunt în izolare până joi. Pare o formă mai ușoară, sunt mult mai bine ca data trecută și sper să rămână așa. Mi-e foarte dor de copii, au rămas la bunici la țară. De altfel, așa m-am și testat, având simptome de răceală ușoară. Știam că mergem la bunici să-i luăm pe Ana și Vlad și am zis să nu riscăm nimic. Și bine am făcut. Cam asta e. Să ne vedem cu bine, a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare. Am COVID. După 4 luni, m-am îmbolnăvit din nou. Habar n-am de unde, cum, cert e că sunt în izolare, pana joi. Pare o forma mai ușoară, sunt mult mai bine ca data trecută. Si sper să rămână așa. Mi-e foarte dor de copii, au rămas la bunici, la tara. De altfel, asa m-am si testat, avan simptome de răceala ușoară. Știam că mergem la bunici să-i luăm pe Ana și Vlad și am zis să nu riscăm nimic. Si bine am făcut. Cam asta e. Să ne vedem cu bine. Cine va veni în locul ei la emisiunea pe care o prezintă? Simona Gherghe va fi înlocuită de nimeni alta decât Gabriela Cristea, urmând ca de vineri să se întoarcă din nou pe platourile de filmare, la cârma emisiunii pe care o prezintă. Alex Bobicioiu, surprins în compania unei alte femei celebre la mare, când Simina nu era de față. Imaginile au ajuns virale după ce s-a sărutat cu foc cu Seimina. Alex Bobicioiu s-a filmat dansând în compania unei femei celebre de la noi din țară. Cu numai câteva ore în urmă, Alex Bobicioiu și Simina și-au declarat relația nu numai verbal, ci și printr-un sărut pătimaș chiar de pe iaht. Fanii au fost de-a dreptul surprinși, mai ales că multă vreme cei doi au lăsat să se înțeleagă că existența unei relații de iubire între ei nu ar fi decât un zvon. Ulterior, însă, după multă distracție și pahare de băutură consumate, Alex Bobicioiu s-a filmat alături de o femeie foarte cunoscută la noi în țară. Iată despre cine este vorba. La scurt timp după ce a recunoscut că formează un cuplu, Alex Bobicioiu și Simina au decis să-și asume relația și să se afișeze în mediul online. Cei doi au plecat direct la mare, de acolo de unde au postat imagini cel puțin controversate. Sărutul pătimaș a fost, se pare, picătura care a umplut paharul, pentru că imediat Alex Zănoagă a postat pe contul personal de Instagram o imagine din mașină de pe Autostrada Soarelui, semn că se îndreaptă spre Constanța, acolo unde se află fosta sa soție și bărbatul pe care, nu cu mult timp în urmă, l-a considerat prieten. Alex Bobicioiu a dansat alături de altă femeie la mare. Se pare că Alex Bobicioiu s-a lăsat dus de val și s-a filmat dansând și lângă alte femei decât iubita lui, Simina. Imaginile au ajuns imediat pe rețelele de socializare, acolo unde fanii au avut un cuvânt de spus. Femeia respectivă este nimeni alta decât Elena Ionescu. Artista a plecat și ea la mare alături de fratele și sora Elenei Gheorghe, iar distracția a fost garantată. Prezenți la aceeași petrecere, Alex Bobicioiu nu a mai ținut cont că a venit la mare cu noua lui iubită, așa că s-a filmat în timp ce dansa alături de artistă. În acel moment, Simina nu a fost zărită în peisaj. Cel care a postat imaginile pe Instagram a fost chiar fratele Elenei Gheorghe. Alex Bobicioiu și Simina au avut parte de primul sărut public. Alex Bobicioiu și Simina au profitat de atmosfera de petrecere și de voia bună și, în timp ce se aflau pe iaht, au decis să posteze în mediul online primul lor sărut oficial, în calitate de partener de cuplu. Cei doi sunt într-o relație de circa 2 luni, iar în acest moment sunt într-un proces de cunoaștere, pentru a vedea dacă se potrivesc sau nu, așa cum chiar Alex Bobicioiu a declarat în cadrul unei emisiuni. Îmi plăcea de ea pentru că este o fată foarte frumoasă. Niciodată nu mi-am imaginat că aș putea să stau cu ea într-o relație.
E mult spus acum că suntem într-o relație. Suntem la început și încercăm să ne cunoaștem mai bine. Suntem împreună, dar vedem ce va fi pe viitor, nu putem să știm dacă o să rămânem împreună. Acum 2 luni a început relația cu Simina. Ei nu mai erau împreună deja de 1 lună, adică eu nu m-am băgat în relația lor. Ei nu mai erau împreună, nu mai stăteau împreună, nu se mai înțelegeau bine de ceva timp, a declarat Alex Bobicioiu în cadrul unei emisiuni TV.